Bună ziua, bună ziua, am revenit în direct. Astăzi o să facem aperitive cu coșulețele făcute cu voi în direct, sărate. Și o să le umplem cu piept de pasăre, cu brânzică Philadelphia, cu ceapă verde. Deci aici am 150 de piept, 170, 150 de brânză Philadelphia, ceapă verde punem după gust, un praf de sare, piper, o să mai avem nevoie și de maioneză și de salată. Eu aici am rucola, de cașcaval afumat. Așa, și ardei grași în oțet. Și ca să facem trandafirașii, salămior. Eu l-am cumpărat deja feliat. Așa. Acesta este opțional. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit. Și vom face în coșulețe. Ia uitați, o să punem în aceste coșulețe făcute cu voi. Sau pe feliuțe de pâine, cum am făcut eu aici. Așa. Și să începem. Am să dau deoparte. Așa. Și o să tăiem cu aceste forme. Vedeți? Brăduți, steluțe sau pătrățele. Și vom pune pieptul de pasăre cu ceapa și cu brânzica Philadelphia. Le vom pune într-un mixer. Și o să le mixăm. Așa. Cu un praf de sare, puțin piper. Aici vom pune aici pieptul nostru. Eu am circa 170 de grame de piept de pasăre. Puteți pune și cârnăciori și carne de vită. Ce doriți. Așa. Am să pun și puțină ceapă verde și o tai așa direct aici și amestecăm așa bine, bine. Buongiorno, Saverio, benvenuto! Prepariamo gli aperitivi. Așa, eu am să pun și puțină sare, am să pun și puțin piper, pun direct aici, așa, și brânzica noastră Philadelphia, o pun direct aici, o să pun așa într-o parte și în cealaltă și amestecăm totul. Umplutura o faceți cum credeți. Eu am făcut coșulețele cu voi și le umpleți cu ce doriți. Așa, și am să pun așa aici deasupra și mixăm. Am să mixez aici. Aici. O linie de maioneză. Ca să se mixeze așa mai bine, am să adaug așa o lingură. Așa, atât. Și mixăm din nou. Ia să vedem acum ce a ieșit. Acum cred că este bine. Și am obținut o cremă. Și acum ori o punem într-un poș și o punem în formele noastre sau pe pâine sau punem direct cu lingurița. Așa.
Și aici avem formele noastre făcute, coșulețe. Eu, cum ați văzut în direct, le-am făcut micuțe. Și ori le umplem cu o linguriță, ori cu un poș. Vedeți? Ori punem așa, sau cu un poș. O să punem așa într-o pungă. Și am să pun un vârf, dacă vrem să le facem mai frumoase. Și am să tai așa, aici. Toată compoziția. Și o să punem o parte pe felii de pâine și le tăiem cu aceste forme, cu steluțe, și apoi le decorăm. Vedeți? Așa. Sau în coșulețele noastre. Și o să punem cu lingura cea mai mare. Toată compoziția aici. Eu am încercat aseară, ieri, am pus și poze pe Facebook să vedeți cum am făcut, cum au ieșit. Și să știți că au fost și bune, foarte bune. Și am zis să împărtășesc cu voi această cremă, să vedeți cât este de bună. Așa. Și am să dau de parte. Și o să umplem câteva. Așa. O să punem și pe felii de pâine. Așa, încep să pun așa aici. Întindem. Și acum întindem așa cu un cuțitaș și am să pun pe ambele. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Așa. Să știți că sunt foarte, foarte, foarte bune. Așa. Și aici putem pune ardei gras și punem așa peste.
Eu l-am șovițe, șovițe, dar puteți pune și ardeiul întreg, oricum îl tăiem. Așa. Punem așa pe toată suprafața. Sunt delicioase, delicioase, delicioase. Cum v-am spus, le-am făcut aseară și le-am încercat. Și sunt bune, 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 bune. Așa. Și acum acoperim. Și tăiem. O să tăiem cu aceste forme, vedeți? Ia uitați. Mai mici, mai mari, steluțe și brăduț. Și încet, încet tăiem. Puteți tăia și în patru sau triunghiuri fără să risipiți nimic. Mai iau ca să vă arăt cum vin așa frumoase, frumoase. Ia uitați. Și imediat le și decorăm. Am să le așez așa aici. Pe... Așa, ia uitați. Și să tăiem și o steluță de aici în această parte. Așa. Și așezăm așa aici pe masă. Și acestea le punem pe o farfuriuță. Nu le risipim. Acestea le punem așa aici. Așa. Mai facem și după aceea le decorăm. Le decorăm frumos, frumos. Facem un brăduț. Încet, încet tăiem. Așa. Am tăiat și scoatem. Vedeți? Brăduțul nostru. Și facem și o steluță. O tăiem. Și imediat le decorăm. Și apăsăm așa bine. Și scoatem. Scoatem steluța noastră. Așa. Încet o punem cu partea frumoasă jos. Așa aici. Și nu risipim. Și acestea le punem deoparte. Așa. Și acum să facem și cu aici avem pâinică, avem și rucola, așa. Avem cașcaval afumat, vedeți? Și îl tăiem așa triunghiuri.
și o să facem triunghiuri, deci cu cașcaval, cu salam, vedeți, și trandafiraș. Și am să pun puțină maioneză, aceste le facem cu puțină maioneză. Puteți pune păstrămioară în loc de salam. Eu astăzi am salamior și pun așa. Dar puteți pune păstrămioară. Așa. Voi tăia cașcavalul meu afumat în feliuțe. Voi pune rucola peste. Sau orice fel de salată aveți. Așa. Și vom pune și cașcaval. Acum voi acoperi, nu, și sălămior punem. Aici avem sălămior. Sălămiorul nu l-am pus. Și punem o felie, două de salam. Așa. Acoperim. Și facem triunghiuri sau pătrățele. Așa, vedeți? Scoatem marginea. Așa. Sau putem face și pătrățele, dacă dorim. Astăzi am să fac triunghiuri acum. Așa. Și le punem așa aici lângă și le decorăm imediat pe toate. Să dau deoparte. Așa. Și acum să decorăm. O să le decorăm cu ceapă. O să iau un alt fund. O să tăiem. Așa. Aici deasupra putem pune puțină cremă din aceasta, din compoziție. Și o întindem. Așa. O întindem așa. Sau puneți puțină maioneză. Și imediat le și decorăm.
Așa. Și începem cu brăduțul să-l decorăm. Și eu l-am decorat cu coș de ceapă. Așa, tăiem această. Așa. Ia uitați. Vedeți? Tăiem așa șuvițe. Aceasta este o rețetă pentru iubitorii de ceapă. Și aplicăm. Nu știu dacă se vede. Așa, e să dăm aici. Și aplicăm așa aici. Ceapa noastră, ia uitați. Așa. Și facem brăduțul. Și mai tăiem puțină ceapă. Deci umplutura este făcută cu piept de pasăre, cu ceapă, cu brânză Philadelphia, puțină sare, puțin piper și o lingură plină de maioneză. Așa. Și am făcut primul brăduț. Aici avem gogoșari și o să facem câteva globulețe. Așa. Și tăiem așa bucățele. Și punem așa aici și facem, punem una sus. Să știți că sunt foarte gustoase. După ce se odihnesc o oră în frigider, intră toate aromele și sunt bune, bune, bune. Așa. Aici. Și cu gogoșar la oțet. Foarte bun. Aceasta este o idee. Voi umpleți cu ce doriți în interior. Ia uitați. Brăduțul nostru. Ia să iau așa, să vi-l arăt. Vedeți? Decorat. Așa. Și să mai decorăm puțin. Tot așa cu ceapă. Cele cu ceapă le facem cu ceapă. Și tăiem așa. Așa, și acestea brăduții, tot așa o să punem, vedeți? Și le așezăm așa aici și facem brăduțul. Așa. Și acum punem cu roșu. Ia să mai tai. Astăzi am intrat doar ca să vă arăt. Așa. Eu le voi umple pe celelalte. Pe 24. Ia uitați. Așa. Brăduții noștri. Și mai tăiem din ceapă. Și punem. Dacă vă place ceapa, să știți că este pentru voi această rețetă. Așa. Ia să facem și o steluță. Și aici îi putem pune și o scobitoare. Ia uitați.
Așa, vedeți? Mai facem încă unul, să întind așa bine peste tot. Așa. Ne jucăm. Ne pregătim de sărbători. Așa. Și mai punem o scobitoare. Așa. Și punem așa aici. Și la brăduț putem pune, le luăm așa cu scobitoare de pe masă. Așa, este mai greu. Ia să-l facem și pe acesta. Puteți în loc de piept de pasăre să puneți ton din conservă și cu usturoi. Și să vedeți ce bun este. Așa. Acum știu că toată lumea se pregătește, nu au timp să se uite, dar o să vadă video în reluare. Așa. Și acum o să punem bilutele din, gogoșar. Așa. Și le punem așa, punem una aici și facem așa. Vedeți ce frumoase sunt? Brăduți, brăduți aperitive, steluțe. Așa, și să terminăm și aceștia. Tot așa am să pun pe lângă. Așa. Și punem o bucățică de gogoșar așa în mijloc. Ia să vedem un mai roșu. Aveți gogoșarul în trei, puteți tăia steluțe mici, mici, mici. Așa. Și punem o scobitoare. Loc așa aici. Ia uitați. Ia să mai tăiem. Am găsit o bucată mai mare. Așa. Și tăiem și punem așa în mijloc aici. Așa. Sau acestea le punem cu puțină maioneză. Am să iau maioneză cumpărată.
Așa. O să pun aici puțină maioneză. Și am să pun deasupra și am să ung așa bine peste tot. Așa. Și aici voi pune o frunzuliță de rucola. Ia să vedem o frunzuliță de rucola. Așa. Și am să o așez așa aici. Și tot la fel am să pun și acum avem sălămiorul nostru. Ia uitați. Am să dau de parte. Așa. Vedeți ce am feliuța mea de salam? O pun așa în două, în patru. Și tai. Tăiat. Și partea din mijloc o răsucesc așa. Și cealaltă facem trandafirul nostru. Și răsucim așa în jur. Vedeți? Așa. Și îl așezăm așa aici, deasupra. Și punem o scobitoare. Așa. Și avem triunghiul nostru. Așa. Și mai facem câteva. Și aceasta este rețeta de astăzi. Să știți că este delicioasă. Așa. Mai facem încă una. Și să căutăm o frunzuliță de rucola. O să pun așa o șuviță. Aici. Și acum facem trandafirul nostru. Tăiem. Mai tăiem într-o parte și răsucim aici mijlocul și apoi în jur, încet, încet, așa, până ne iese trandafirul. Și îl așezăm așa aici, având în vedere că avem maioneză, se lipește. Și punem o scobitoare. Așa, cum toată lumea se pregătește. Și aceasta este aperitivul nostru. Așa. Am să dau deoparte. Ia uitați, aperitivele, decorați cum doriți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Grazie, Saverio, che sei stato con me oggi a farmi compagnia. Nel tramezzino ho messo il petto di pollo con la Philadelphia, con la cipolla, a chi piace la cipolla cruda, a noi piace tanto. Ho messo anche un cucchiaio di maionese, un pizzico di sale e un po' di pepe. E il peperoncino nell'aceto dentro. Ho decorato con la cipolla.
Eu vă mulțumesc din suflet, vă doresc sărbători fericite, la cine nu mai intră, o zi frumoasă în continuare și ne vedem. Ne vedem mâine dimineață, începem să facem tortulețul pentru băiatul meu. Vă doresc o zi frumoasă și ne vedem mâine dimineață. Vă pup, o zi frumoasă, la revedere, pupici, multă, multă sănătate vă doresc. La revedere!